În vremea aceea, Iisus le-a zis arhiereilor și bătrânilor poporului: ascultați altă parabolă. Era odată un stăpân care a sărit o vie, a înconjurat-o cu gard, a săpat în ea un teasc și a zidit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor lucrători și a plecat în călătorie. Când s-a apropiat vremea roadelor, i-a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să-și primească roadele. Dar lucrătorii, prinzându-i pe slujitorii lui, pe unul l-au lovit, pe altul l-au ucis și pe altul l-au lovit cu pietre. A trimis iarăși alți slujitori, mai mulți decât cei dintâi, dar și cu ei au făcut la fel. În cele din urmă, l-a trimis la ei pe fiul său, spunând: se vor rușina de fiul meu. Însă lucrătorii, văzându-l pe fiu, și-au spus între ei: acesta este moștenitorul, haideți să-l ucidem și să punem mâna pe moștenirea lui. Și prinzându-l, l-au îmbrâncit afară din vie și l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor lucrători? I-au spus: pe cei răi îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor lucrători, care îi vor da roadele la vremea cuvenită. Le-a zis Iisus: oare n-ați citit niciodată în Scripturi, piatra pe care au aruncat-o zidarii, aceasta a ajuns în capul unghiului, Domnul a făcut aceasta și este minunat în ochii noștri? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va duce roade cuvenite. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor. Iubiți credincioși, dacă vom citi Noul Testament, dar și Vechiul Testament, vom vedea mai multe imagini care ne vorbesc despre Biserica lui Hristos. Una dintre ele este imaginea păstorului și a turmei. Iisus spune: Eu sunt păstorul cel bun, iar voi sunteți oile mele. Găsim imaginea templului pe care o folosește Sfântul Apostol Paul și alte imagini, dar una dintre cele mai vechi imagini și cele mai sugestive imagini despre Sfânta Biserică este imaginea pe care ne-o propun lecturile de astăzi, și anume imaginea viței de vie. E timpul culesului, știu, parcă vă gândiți așa un pic la struguri, dar nu este vorba neapărat despre aceasta, ci este o imagine a poporului lui Dumnezeu. Adică, așa cum un viticultor are grijă de via sa, adică nu o lasă să cadă pradă animalelor sălbatice, îi construiește un gard, are grijă de ea, știm cu toții cum se face cu vița de vie, în așa fel încât ea să ajungă la rod, la fel și Dumnezeu și-a construit poporul său de la zero. Adică El este acela care a creat poporul său și a avut grijă de el. L-a păzit prin războaie, l-a păzit atunci când popoarele păgâne voiau să intre în el și totuși Dumnezeu a vrut rod de la el. A venit Dumnezeu să ia rod de la poporul său și ce a găsit? Nu a găsit nimic. Ne spune prima lectură pe care am ascultat-o din cartea profetului Isaia: de aceea știu ce voi face cu via mea, care nu a făcut struguri, ci a făcut aguridă. Îi voi smulge împrejmuirea și va fi păscută. Îi voi surpa zidul și va fi călcată în picioare.
O voi preface în pustiu, nu va fi nici curățată, nici săpată și vor crește mărăcini și spine acolo. Nu va mai ploua asupra ei și așa mai departe lucruri de felul acesta, pentru că această vie nu a adus rod. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi, de asemenea, ne vorbește despre biserică tot în această imagine a viței de vie. Un stăpân a plantat o vie, a împrejmuit, a făcut un teasc, a pus pază și a dat-o în grijă unor oameni pentru ca ei să aducă rod la timpul cuvenit. Și a trimis acest stăpân pe unii ca să aducă rodul, dar nu i-au primit, pe unii i-au bătut, pe alții i-au ucis, pe alții i-au alungat. Și în cele din urmă ce a spus stăpânul, hai să-l trimit pe fiul meu, că e fiul meu și îl vor recunoaște și le va fi rușine de el, în așa fel încât ei își vor oferi rodul pe care l-au obținut de la via respectivă. Și ce credeți? Nu a fost să fie. Pe acesta ce au făcut, l-au scos afară și l-au ucis. Cine este acesta? Este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care a fost scos în afara cetății și răstignit pe cruce pentru noi. De ce? Pentru că nu a fost primit în poporul în care El a fost trimis. Iubiți credincioși, oare ce rod primește Dumnezeu astăzi de la biserica sa, care suntem noi? Dacă ar veni astăzi Dumnezeu la noi să ceară rodul nostru, oare ce i-am dat? Probabil că unii i-am oferit ceva din suferința noastră, alții i-am oferit ceva din bunătatea noastră, alții i-am oferit ceva din faptele bune pe care le-am făcut față de ceilalți. Dar oare este suficient? Oare această vie a lui Dumnezeu, care suntem noi, Sfânta Biserică, rodește așa cum trebuie? Iubiți credincioși, dacă simțim că avem coarde care nu rodesc, care aduc aguridă, cum spune Iisus, dacă mâna ta te duce la păcat, tai-o. Dacă piciorul tău te duce la păcat, tai-o. Așa mai departe. Să-i cerem Domnului să ne ajute să îndepărtăm de la noi acele lăstare care sunt neroditoare, în așa fel încât, chiar dacă ne doare acum, dar totuși să nu uităm să aducem rod la timpul cuvenit. Cine știe, poate mâine va fi deja prea târziu. Iubiți credincioși, să nu spunem niciodată că biserica este uitată de Dumnezeu. Pentru că așa cum a construit acea vie, Dumnezeu și astăzi are grijă de biserica sa. Ne-a oferit tot ceea ce avem nevoie pentru ca să ajungem la mântuire. Ne-a oferit Sfintele Sacramente. Și deja am spus aproape totul. Ne-a oferit Sfânta Scriptură, nu mai zic, la care avem atât de multe de învățat. Ne-a oferit pe ucenicii săi care, prin puterea preoțească, celebrează Sfintele Sacramente. Și noi ce facem? Aducem rod? Sau ne îndepărtăm, întoarcem spatele lui Dumnezeu? Aș vrea să închei cu un gând din cea de-a doua lectură pe care am ascultat-o din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Că de multe se îngrijorează omul, se îngrijorează de multe, ce va mânca mâine și este bine să se îngrijească de acest lucru, se îngrijește cu ce se va îmbrăca, se îngrijește cum va fi, eu știu, s-a stricat mașina, trebuie reparată și tot felul de lucruri dintre astea care fac parte din viața de zi cu zi. Dar să nu uităm, în primul rând, să ne îngrijorăm pentru sufletul nostru. De asemenea, cel care are credință crede că totul vine de la Dumnezeu. De aceea Sfântul Apostol Paul le scrie Filipenilor spunându-le: nu vă îngrijorați pentru nimic, ci în orice împrejurare, prin implorare, prin rugăciune și aducere de mulțumire, să fie înfățișate cererile voastre lui Dumnezeu. Adică, chiar și atunci când ne îngrijim de cele materiale, și este bine să ne îngrijim, înseamnă că nu suntem leneși, nu? Chiar și atunci
să considerăm că totul vine în dar de la Dumnezeu. Și ce credeți ce se va întâmpla după aceasta? Pacea care vine de la Dumnezeu, care întrece orice înțelegere, va păzi inimile și gândurile voastre în Hristos Iisus. Iubiți credincioși, ce frumos ar fi ca toți oamenii să trăiască în pace cu ei și cu Dumnezeu. Ce frumos ar fi să nu mai fie războaie în inimile oamenilor, în familii și între popoare. Ce frumos ar fi ca pacea lui Dumnezeu să fie în stare, ce frumos ar fi ca oamenii să fie în stare să primească această pace a lui Dumnezeu și să o trăiască din plin. Cum ar arăta o astfel de lume? La sfârșitul Sfintei Liturghii, înainte de Sfânta Împărtășanie, voi spune: pacea Domnului să fie pururea cu voi. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iar acum să ne mărturisim credința noastră: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,